Acum. Bună seara, dragii mei! Suntem împreună la o nouă tabletă de sănătate și în seara aceasta ne vom ocupa de a discuta aspectele legate de un subiect foarte de sezon și anume astenia de primăvară. Cum să facem ca să nu suferim de ea? Cum să facem ca noi toți să ne fie în regulă în această privință, în această perioadă când se pare că vom avea o primăvară capricioasă. Deci, vorbim astăzi despre astenia de primăvară, nu și în forever și să vedem de ce nu și în forever. Hai mai întâi să lămurim ce este aceea astenia de primăvară. Ești lipsit de energie? Cum se manifestă astenia de primăvară? Apare după perioada de hibernare, ca să zicem așa, din iarnă, definită ca o senzație de oboseală și de slăbiciune fizică, apărută la trecerea dintre anotimpuri. Statistic, femeile sunt mai predispuse decât bărbații, iar astenia de primăvară poate ajunge până la aspecte severe, cum ar fi chiar dacă este asociată cu carențe nutriționale și cu simptome ce pot duce până la depresie. Deci astenia poate fi prelungită până la manifestări serioase în ceea ce privește aspectele de sănătate. Care sunt cauzele acestei astenii? Păi, în primul rând, sunt schimbările adaptative ale organismului la schimbările atmosferice. Și spuneam că este foarte posibil ca în acest an să fim mai predispuși decât oricând la astenie de primăvară, pentru că se prevestește că va fi o primăvară destul de capricioasă. De asemenea, schimbările meteo nu sunt însoțite doar de schimbări de dispoziție, ci sunt însoțite și de anumite lucruri legate de adaptarea organismului în aceste situații. Deci de la frig la cald, de la cald la frig și invers este destul de important și organismul practic este biciuit și trebuie să se adapteze rapid acestor fenomene. Apoi, expunerea mai mare la luminozitate. Deci în zilele însorite, luminozitatea este mai puternică și de asemenea fiind această luminozitate mai puternică, crește mai rapid durata zilei și atunci începem să lucrăm mai mult și acum urmează să vină cât de curând schimbarea cu ora de vară și cel puțin pe mine mă zăpăcește întotdeauna ora de vară. Deci expunerea aceasta la luminozitate, expunerea rapidă la un timp mai prelung de lucru, ca să zic așa, în aer liber, acestea pot încerca organismul. Și bineînțeles deficiențele alimentare cu care venim, chiar dacă mâncăm cireșe în decembrie, hai să fim serioși, ce conținut nutrițional pot avea acele cireșe, cum zic eu așa ca exemplu. Alte combinații în astenia de primăvară, cum se manifestă ea? Păi ea este așa ca o oboseală generalizată, de la probleme musculare până la dificultăți legate de puterea de concentrare. Mai pot apărea stări de melancolie, de tristețe, însoțită poate de iritabilitate, anxietate, intoleranță la stimul puternic, deci ți se pare că e soarele prea puternic, la luminozitate până la sunete, parcă altfel acum te enervează și mai rău sunetele ambulanțelor sau ale sirenelor. Pierderea interesului pentru activități care provocau de obicei plăcere, cum ar fi poate mersul la sală sau chiar inclusiv o puternică scădere a libidoului, a dorinței sexuale. Ce mai pot apărea? Combinații între simptome fizice și psihice. Se pot manifesta la persoane mai mult sedentare, iar lipsa de energie și oboseală îi afectează mai mult pe cei care nu sunt activi sau care suferă de o boală cronică. Poate cauza și probleme de alimentație, de la a avea apetit mai accentuat, până la bulimie și până la diminuarea puternică a poftei de mâncare și de asemenea somnul poate fi influențat.
Să știți că nu numai natura se reînnoiește în fiecare an, ci organismul uman se reînnoiește în mod constant. Se spune că reînnoirea are loc pentru corpul femeii odată la 6 ani, iar pentru bărbat odată la 7 ani. Acum este important ce fel de cărămizi oferim organismului nostru ca să renască. Există celule care se multiplică mai rapid, cum ar fi celulele pielii sau celulele tubului care căptușesc tubul digestiv. În 24 de ore se nasc și mor aproximativ 100 de miliarde de celule în organismul tău. Așa că bună ziua primăvară, bine te-am găsit, ce este de făcut ca să avem o primăvară doar plină de energie? Păi, hai să facem activitatea fizică zilnică. Și am pus aici creierul pentru că el este cel care e foarte important să fie cel care acționează în această privință. Și un studiu al Universității din Columbia arăta că adulții care merg de 4 ori pe săptămână la sală de sport și care fac, sau nu neapărat la sală de sport, dar care fac organizat sport timp de 4 luni, au un flux sanguin mult mai mare la nivel cerebral și s-a descoperit că aveau mult mai multe conexiuni neuronale. Mai multă mișcare după perioada iernii va ajuta circulația, va ajuta tonusul, va ajuta o stare psihică mai bună și cei care fac acest lucru clar nu vor suferi de astenie de primăvară. Apoi alimentația corectă, care să implice toate principii de alimentare, vitamine, proteine de bună calitate, carbohidrați de bună calitate și vedeți că am pus acolo fructe și cereale sănătoase și legume. Nu am pus nici ciocolată, n-am pus nici savarină, n-am pus nici vreo ciocolată, vreo prăjitură cu ciocolată, ci am pus carbohidrații naturali și, bineînțeles, grăsimile de calitate. Acum, ar fi important să aducem vitamine și minerale de bună calitate. Apoi, să ne hidratăm corespunzător și această hidratare putem să o luăm și din conținutul de apă a legumelor proaspete, verdețurilor care acum au început să apară, plus prin a consuma lichide suficiente. Și aici vorbim de că datorită faptului că luăm apa și din legume și fructe proaspete, acestea vin și cu fitonutrienți și cu vitamină C, de care avem acum foarte mare nevoie. Apoi, alimente bogate în vitamine și minerale, acestea echilibrează foarte bine organismul și ne ajută să prevenim acest aspect legat de astenia de primăvară. De evitat grăsimile, prăjelile, dulciurile concentrate, zahărul și cafeaua. Așa, să discutăm un pic despre Forever Active Boots, despre FAB, și vom vedea cât de important este să nu consumăm zahăr rafinat și, bineînțeles, să ne luăm suplimentele alimentare, cele pe care ar trebui să le luăm în fiecare zi. Odihna este, mai ales acum că urmează schimbarea de oră, este un inamic, somnul este un inamic important împotriva asteniei de primăvară și ajută ca organismul să funcționeze optim. Este nevoie să dormim acele 7-8 ore pe zi, este bine să păstrăm aceeași oră de culcare cu aceeași oră de trezire pentru ca organismul să se obișnuiască cu un anumit ritm. De ce avem nevoie să ne odihnim? Pentru că memoria se organizează în creier în timpul somnului. Deci atunci serverul lucrează și le ia și le ordonează și acest lucru a fost dovedit de un studiu important făcut de Facultatea de Medicină din Harvard, care arăta că în timpul somnului creierul face această ordonare a informațiilor pe care le capătă peste zi. Managementul stresului este important, să avem echilibru între viață personală, muncă, odihnă, relaxare activă. Ce înseamnă relaxare activă? Înseamnă
Să citim înseamnă să ascultăm ceva motivațional sau ceva plăcut, odihna să fie, cum spuneam, iar munca, dacă se poate, să fie ceva care să-ți facă plăcere să muncești. Să râdem, este foarte important să râdem, pentru că râsul, aceste lucruri amuzante ne fac să schimbăm vibrația. Se spune că și doar anticiparea râsului scade stresul cu 39 până la 70%. Și este foarte, foarte important și aspectele legate de sănătatea inimii. Deci este foarte important inclusiv pentru sănătatea inimii. Să mai uităm de televizor. Nu numai datorită informațiilor care nu sunt în ultima vreme deloc plăcute, poți să-ți iei o scurtă informare și atât, ca să poți să știi ce se întâmplă în lume și atâta tot. În rest, specialiștii spun că o oră de privit la televizor crește riscul de a căpăta Alzheimer cu 1,3%. De aceea se recomandă o relaxare la TV de maxim 2 ore. În schimb, să citim cât mai multe cărți, pentru că asta înseamnă antrenarea creierului. Să scrii cu mâna ta, și când facem acele liste cu oameni, când ne facem planificarea, ia și scrie cu mâna, nu din tastatură, pentru că în momentul în care scrii cu mâna, îți antrenezi și creierul. În momentul în care scrii cu mâna și cu pixul și cu creionul și cu stilou în mână, atunci ți se antrenează și creierul. Deci facem aceste lucruri importante pentru sănătatea noastră. Consum optim de lichide înseamnă 30 de mililitri înmulțit cu greutatea corporală. De aici vine mitul celor 8 pahare de apă pe zi, care sunt extrem de benefice pentru minte, întrucât creierul este 80% apă și dacă nu este hidratat, neuronii nu pot funcționa. Așa că hai să vedem acum ca suplimente ce putem să luăm pentru o primăvară doar cu energie. În primul rând, ce înseamnă suplimentele? Și o să vă zăpăcesc cu aceste 3 slide-uri până când o să înțelegem foarte clar că trebuie să eliminăm din vocabularul nostru schemă de suplimente. Nu, sunt programe de sănătate pentru suplimente. Suplimentele sunt făcute să vină să susțină organismul în regenerarea sa. Suplimentele sunt făcute și ca să ajute organismul să își recapete sănătatea alături de tot ce se cheamă tratament în cazul în care acesta este absolut necesar. Să înțelegem că suplimentul alimentar este total diferit de medicament. Deși suplimentele sunt condiționate sub formă de capsule, tablete, pastile, fiole, tincturi, ceaiuri și așa mai departe, să fim foarte conștienți și foarte clar că acestea nu sunt medicamente. Suplimentele este nevoie să începem să le consumăm în funcție de doza zilnic recomandată. Ce este această doză zilnic recomandată? Este cantitatea de supliment alimentar pe care să începi să o consumi orientativ și are scopul de a te ghida în consumul zilnic al suplimentelor alimentare. Ce este plus doza zilnic recomandată? Este acel ceva de care avem nevoie pentru... Am eu o vorbă, pe partea cealaltă este contravaloarea unei urini cu ce nu s-a absorbit în organismul nostru. De ce? Deci organismul își reține și ia doar ce are nevoie, restul le elimină, în special prin urină. De ce aloe vera? Pentru că ea este și va fi întotdeauna cel mai important supliment pe care noi putem să îl luăm pentru sănătatea noastră. Pentru că ea, în primul rând, ne ajută și este foarte important în această perioadă să facem și curățenia la nivel intestinal. De ce? Pentru că odată obținută o curățenie la nivel intestinal, avem curățenie în tot organismul nostru și concomitent cu această curățenie, aloe vine și aduce toți principii alimentari de care organismul are nevoie, adică toate grupele de care spuneam, glucide, cu proteine, cu aminoacizi esențiali, cu minerale, cu vitamine și în plus acizi grași, enzime, fitoenzime, elemente care să aducă la o digestie sănătoasă și în plus avem factori speciali care să ajute la întreținerea unei imunități.
Indiferent de formula pe care o vom alege pentru sănătatea noastră, că vorbim de gelul simplu, că vorbim de berry nectar care are în plus măr, merișor, cu efecte foarte bune pe sănătatea aparatului urogenital și a țesutului conjunctiv. Fie că luăm gustosul Peaches, care este preferatul copiilor, și fie că vorbim de Freedom, care e preferatul meu. De ce? Pentru că mă ajută să am articulațiile și coloana sănătoasă, indiferent de ce formulă. Spuneam că avem concomitent și digestie sănătoasă, și imunitate, și metabolism armonizat, și performanțe fizice și psihice, și energie suficientă, și reglare a activității intestinale, a ficatului, a metabolismului rinichiului. Și spuneam, și avem organismul aprovizionat cu elemente vitale și cu nutrienți. Deci oricare din aceste formule o alegem, să știm foarte clar că este formula de care avem nevoie basic pentru sănătatea noastră. Ba mai mult, formulele noi de gel pe care le avem și care au ca și unic conservant doar vitamina C, să reținem că 143 de mililitri de gel de aloe aduc concomitent și vitamina, doza zilnic recomandată de vitamina C, care este foarte importantă pentru combaterea fenomenelor acestea de tip astenie de primăvară despre care vorbeam, contribuie foarte bine și la sinteza normală a colagenului, important pentru vasele de sânge, oase, cartilaje, piele, dinți, plus armonizarea sistemului imunitar de care avem atât de mare nevoie acum. Pentru a avea concomitent și energie, dar în același timp să fim și relaxați, în același timp să avem și protecția celulară, acest lucru îl putem face cu aloe blossom herbal tea, care în baza de muguri de aloe are elemente de tip mirodenii, care vin cu efect reconfortant, gust plăcut, calmant, antioxidant, detoxiviant, ajută digestia și metabolismul glucidelor, bun susținător al drenajului limfatic, astfel încât organismul nostru să fie bine purificat. Da, putem să facem în funcție de concentrația pe care ne-o dorim, un pliculeț la un litru de apă, mie așa îmi place, este suficient de concentrat așa și este undeva la 3,3 lei un pliculeț de aloe blossom herbal tea, deci practic obții un litru de ceai cu 3,3 lei și acum vorbim de prețul de consumat, de prețul de client preferențiat. Mai ales pentru copii care ei mai, să zic așa, din produsele pe care le avem, e un pic mai dificil să obținem un efect antioxidant foarte bun. Forever Pump Stin este un ajutor fantastic și pentru ei, dar și pentru noi adulții. De ce? Pentru că avem un amestec unic de fructe cu putere antioxidantă mare. Și vorbim de rodie, de regele fructelor mangostan, de pere, de mur, de afin, zmeuri și extract de semințe de struguri. Toate acestea aduc acest preparat în elita și în topul listei valorilor CARO, acea capacitate de absorție a radicalilor de oxigen. Pentru noi, adulții, în schimb, Argi Plus este regalul care trebuie să stea măcar minimum pe masa noastră și în paharele noastre alături de gelul de aloe vera. De ce? Pentru că acesta conține trei grupe de suplimente într-un singur preparat. Avem L-arginina în cantitate de 5 ori mai mare decât cea pe care o găsim în orice alt preparat de acest gen din piața de suplimente. Această L-arginină se transformă în oxid nitric. Acest gaz absolut esențial pentru sănătatea arterelor noastre începe să scadă odată cu vârsta și sub 15% este incompatibil cu supraviețuirea. De ce? Pentru că sub 15% arterele noastre devin friabile, se rup,
se produce infarct miocardic, se produc acele rupturi de vase care nu sunt compatibile cu supraviețuirea. Deci, dacă fără oxigen organismul uman poate trăi liniștit, fără oxid nitric în niciun caz. Ce mai avem alături? Produsul este extraordinar făcut, avem complex de vitamine care să energizeze întregul organism, să ajute la a păstra un nivel bun de homocisteină. Acesta este un aminoacid care, dacă e crescut prea mult în organismul nostru, nu este benefic. Și, bineînțeles, un amestec absolut fantastic de antioxidanți din fructe, din extract de vin roșu, fructe de pădure, care să mențină și să minimizeze, să mențină energia, să elimine radicalii liberi, să mențină sănătatea și să scadă, să lase lent procesul de îmbătrânire și să elimine deșeurile. Așa că perechea perfectă este gelul de aloe vera, de aceea și este pus în acele mini pachete, care îmi place mie să le zic mini pachetele de detoxifiere și de energie, pentru că ai, dacă bei 3 zile la rând 330 de mililitri pe zi de gel de aloe, în care ai pus un plic de argii, obții concomitent și o curățenie corectă și la nivel celular și la nivel intestinal. Deci, practic, organismul tău este curat și energizat. De ce? Pentru că cele două împreună îndeplinesc ce este cel mai important pentru sănătatea noastră. Absorție digestivă eficientă datorită gelului de aloe vera, circulația optimă la nivel vascular, oriunde în corpul nostru, de acest lucru este răspunzător arcii, și aport de nutrienți și de antioxidanți sunt ele amândouă care își dau mâna într-o pereche perfectă. Îmi place mie să spun regele gelu și regina argi plus, care sunt practic un regal pentru sănătatea noastră. Nu pot să nu aduc în vedere și Clean 9, chiar dacă acesta nu îl avem în stocuri. Ne adaptăm. Ce este important să scoatem în evidență în acest program, ce este important ca să obținem rezultate foarte bune, este să gestionăm suficient de bine foamea oamenilor care folosesc acest produs, pentru că așa zic eu, Clean 9 este un produs și acest lucru putem să-l facem cu Light Ultra. Dacă nu mai avem garcinia în stocuri, putem să facem, să adăugăm polen, care are o cantitate foarte mică de kilocalorii, dar elemente nutritive să te ajute să treci peste. Putem să dăm pentru cei care au o cantitate mai mare de grăsimi, putem să dăm Arctic Sea, să avem ajutor din partea lui. Și ce este important în acest program? Să gestionăm și să avem neapărat acele două zile de repaus alimentar din frigider. Acela este basicul programului de resetare în starea de bine. Să ajuți omul să aibă două zile de repaus alimentar de alimente solide. Deci a fost imposibil să nu trec un pic peste acesta. Pentru energie putem să începem deja să luăm Forever Kids cu 20 de vitamine și minerale și fitonutrienți specific pentru copii. Și mie, eu mai am ceva kids prin casă și îmi place să ronțăi din el ca să-mi satisfacă și pofta de dulce. Când nu-l avem în stocuri, putem inclusiv copiilor noștri să dăm Forever Daily o tabletă pe zi până pe la vârsta de 6-7 ani, 8 ani, depinde și de greutatea micuțului, după care putem să-i dăm la fel ca la adult două tablete pe zi. Avem aici 50 de nutrienți care sunt puși într-un sistem special de absorție. Acest sistem special este un complex de oligozaharide extrase din gelul nostru de aloe. Naturmin, dacă considerăm că mâncăm suficient de multe vitamine din
fructe, legume și fructe, atunci cu certitudine minerale nu aducem suficiente. Mai ales acum în această perioadă, pentru copiii în creștere, pentru doamnele și domnișoarele care pierd prin menstruație mineralele, pentru perioade de supra-solicitare, pentru atunci când ne apucăm să facem sport, acum în această perioadă organismul nostru este supra-solicitat de aceste schimbări, deci mineralele sunt o opțiune foarte bună. Nu consum cele 5 porții de legume și fructe, nu-ți place să înghiți tablete, niciun fel de problemă. Atunci vei lua un smoothie absolut hrănitor și apropo de acest lucru, și Forever Super Greens ar putea să ajute în condițiile în care nu avem garcinia în programul Clean 9, deci îl putem adăuga ca o masă suplimentară pe zi, Forever Super Greens, pentru că datorită amestecului său fantastic de legume și fructe, obținem energie, obținem stare de sațietate, spirulina este cea care vine cu amestec de proteine foarte bun, de aminoacizi, avem energie prin licium și extractul de ceai verde și prin extractul de semințe de struguri și de asemenea, acum că suntem mulți dintre noi în post, Forever Super Greens poate să fie o gustare de tip lichid sau un mic dejun plin de energie pe care să-l iei la începutul zilei. Forever Fields of Greens, cu componentele sale, cu iarbă de grâu, iarbă de ors, lucernă, ardei, iute, toate acestea aduc vitamine, aduc minerale. Atenție, avem un mineral foarte important, cromul, care gestionează foarte bine senzația de foame și secreția de insulină și de asemenea putem să îl aducem ca ajutor în programul Clean 9, în situația în care nu l-avem așa ca la carte, ca în broșură și ca și pachet. Pentru asemia de primăvară, pentru că ea este principalul obiectiv al discuției noastre de astăzi, poți să ai un ajutor foarte bun prin Forever Lithium Plus. De asemenea, dragilor, aveți ajutor foarte bun prin Forever Lithium Plus și pentru cei care aveau nevoie de Ginkgo Plus, pe care, din păcate, acum nu-l mai avem în stocuri. Deci, dacă avem nevoie pentru o susținere foarte bună a creierului, a funcționalității neuronilor noștri, avem nevoie de imunitate, avem nevoie de efect antistres, avem nevoie de echilibru metabolic în organism, avem nevoie de toate aceste aspecte, Lithium Plus, două tablete pe zi sunt de foarte mare ajutor. Absorbent C este foarte bun pentru că este un foarte bun vasotrofic și ne ajută să ne hrănim foarte bine creierul și să nu uităm de tărâțele de ovăz care ajută ca vitamina C din surse naturale pe care o avem în absorbent C să fie eficient asimilate. Și extrem de important pentru sănătatea creierului nostru este și omega 3. Forever Arctic Sea, cu echilibrul său foarte bun între omega 3, omega 6 și omega 9, cu 46 de teste cantitative și calitative, aduc cantitatea necesară pentru buna funcționare a creierului, a inimii, a sistemului cardiovascular, a articulațiilor, a echilibrului la nivelul tubului digestiv, pentru că și acolo pot fi inflamații, pentru sănătatea pielii noastre. Să reținem că deficitul de acizi grași omega 3 includ oboseală, stare de slăbiciune, piele uscată, tulburări cardiace, modificări ale dispoziției, pentru că despre ele vorbim astăzi, depresie și circulație sanguină deficitară. Să nu uităm că un ajutor fantastic avem în produsele stupului. Indiferent că vorbim de miere, de lăptișorul de matcă, de propolis și de polen, toate sunt elemente foarte importante pentru sănătatea noastră. Mierea
care să reținem că este o miere deosebită, polifloră, din floră sălbatică montană, de înaltă altitudine, este un complex de vitamine, este un complex de enzime, este un complex de proteine și de aminoacizi, este un complex de acizi organici care ne ajută să funcționăm foarte bine. Spuneam de polen, că este un supliment alimentar foarte bun, pe care putem să-l luăm inclusiv în programul Clean 9, așa mai adaptat, și putem să îl aranjăm în așa fel încât să ne fie foarte bun și polenul. Spuneam că aduce calorii puține, da, aduce calorii puține, dar elemente multiple. Vitamine, minerale, enzime, coenzime, acizi grași de proveniență vegetală, ceea ce este destul de greu de obținut, acizii grași de origine vegetală, mai ales acum în post. Proteine, cei 22 de aminoacizi, inclusiv aminoacizi esențiali, lecitină, care ajută în mod natural fiecare celulă și facilitează metabolismul lipidic, pe toate le avem în polen. Propolisul este un foarte bun ajutor antiseptic, energizant, stimulant al imunității, nutritiv și, foarte important, un foarte bun antioxidant. Ce este important de știut, și acum o să vorbim inclusiv de lăptișorul de matcă, cel care aduce starea de energie absolut necesară acum în această perioadă. Deci dacă ar fi să aleg din toate aceste elemente din ale stupului, aș alege acum în special pe Royal Jelly pentru efectele sale absolut energizante. Atenție, luăm doar dimineața și la prânz, și aș alege în această perioadă polenul, tot așa pentru efectele sale foarte bune nutritive și faptul că sunt de un foarte mare ajutor pentru această perioadă de post. Și acum câteva vorbe, nu multe, despre energizante, pentru că foarte mulți din oameni în această perioadă acționează când se simt moleșiți la cafea și băuturi energizante. În primul rând, hai să înțelegem că avem o piață fantastică. Piața băuturilor energizante în România este de 250 de milioane de lei anual. În România se consumă 24 de milioane de litri de băuturi energizante. Pe o băutură energizantă, ce beneficii, cu ghilimelele de rigoare, ai? Zici că ai energie, dar ai de fapt într-o băutură energizantă până la 10 lingurițe de zahăr. Într-o băutură energizantă ai până la 250 de kilocalorii, adică undeva cam, să zic, o treime din caloriile pe care ar trebui să le mănânci la o masă sănătoasă. Patru tipuri de îndulcitori artificiali, care nu sunt tocmai buni pentru sănătatea noastră, sunt conținuți de o băutură energizantă. Într-o băutură energizantă se găsesc de la 2 până la 9 aditivi alimentari. Conținutul de cafeină, cofeină, cum vreți să-i spuneți voi, este de medie, în medie, de 80 de miligrame, ceea ce înseamnă de o două ori mai multă decât într-un espresso destul de concentrat. Conținutul de taurină per doză este între 50 de miligrame și 2 grame. Și acum o să vedem imediat ce e și cu taurina asta, care e considerată bau-bau într-o băutură energizantă. Excesul de energizante, datorită a ceea ce am enumerat până acum, pe termen lung pot duce la obezitate, boli de inimă, boli hepatice și chiar atac de panică. De aceea sunt total interzise copiilor, persoanelor cu diabet zaharat și cele cu hipertensiune arterială. Să vedem ce e cu această taurină. Păi ea, în mod obișnuit, este un aminoacid care există în mod normal în corpul nostru. Unde? În trombocite, în tubul digestiv, în mușchi, în bilă, în retină, în inimă, în celulele sângelui, peste tot. În momentul în care această cantitate de taurină scade în organismul nostru, atunci începem să fim obosiți. De aceea, în băuturile energizante, este nevoie să se adauge
taurina. Aceasta ce mai face? Accentuează efectul cafeinei, de aceea băuturile energizante au un efect mai puternic în comparație cu o cafea obișnuită. Deci taurina, să înțelegem, este esențială pentru organism, ajută la formarea unor acizi biliari, joacă rol în dezvoltarea sistemului nervos și a creșterii forței musculare. Are funcție de captator de radicali liberi, are, menține o bună hidratare și ajută la echilibrul hidroelectrolitic al corpului, contribuie la reglarea mineralelor de care vorbeam mai devreme, cum ar fi calciul din depozite, susține funcția generală a sistemului, funcționarea generală a sistemului nervos central și a ochilor, reglează sănătatea sistemului imunitar și are rol antioxidant. Noi avem o băutură energizantă sănătoasă. Paradoxal, există și așa ceva. FAB, Forever Active Boots sau Forever Active Boots X, care nu are zahăr deloc, are doar îndulcitor, are observați aici și are, are vitamine, are energie, are să vedem imediat, o multitudine de elemente pozitive. Deci este de fapt un ansamblu de elemente nutritive care să ne ajute să avem energie. Și acum o să-ți spun câte o vorbă, două, despre fiecare element nutritiv pe care îl avem în FAB. Guarana este cea care oferă efect energizant de durată în platou și este principalul care contribuie la susținerea energiei după ce ai scânteia de energie dată de cafeină. Avem și cafeină, dar avem 28 de miligrame pe 100 de mililitri. Atenție, o cafea conține până la 175 de miligrame de cafeină. Dar noi o avem în această cantitate de 28 de miligrame, atât cât să primească scânteia de energie organismul, după care partea de îmbunătățirea capacității de memorare, atenție, a capacității de concentrare sunt preluate după aceea de guarana. Celelalte ingrediente. Păi avem așa, L-glutamină, care acesta este un aminoacid esențial pentru perioade de stres, pentru a susține efortul fizic și intelectual, este prezent în toate celulele organismului uman și este răspunzător de sinteza unor hormoni și a unor neurotransmițători pe care îi avem în creierul nostru. Unul dintre ei este acetilcolina, neurotransmițător care are rol de a excita creierul, care contribuie la reglarea neuroendocrină a somnului, ne ajută în procesul de învățare și memorie. Acidul gamma-aminobutiric, GABA, este neurotransmitătorul relaxant. Deci unul este excitant, celălalt este relaxant. Și vine să mențină structura și funcționarea normală a tubului digestiv. Și apropo de chestia asta, să știți că undeva din acetilcolină și GABA sunt produși mai mult la nivel intestinal decât la nivelul creierului. Se reduce permeabilitatea intestinală și ajută la buna funcționare a celulelor intestinale, echilibrează pH-ul organismului cu efect alcalinizant, susține sistemul imunitar, reface organismul în stări de oboseală, în stări după boală, în stări după efort muscular intens și menține concentrația normală a glucozei în sânge. Asta face glutamina pe care o avem în Argi+. Taurina. O avem prezentă și am vorbit despre ea un pic mai sus, deci este absolut necesară pentru starea de energie și funcționalitatea organismului. Inositol, care deși sună foarte chimic, de fapt este o pseudovitamină și are rol important în funcționarea metabolismului colesterolului, joacă rol important în transmiterea influxului nervos,
menține sănătatea creierului și a ficatului, este implicat în reglarea dispoziției nervoase, ceea de care vorbim acum în perioada aceasta de, cum spuneam noi, de astenie de primăvară, ajută în fertilitate și, atenție, ajută și în pierderea în greutate, adică intensifică arterile. Ce mai avem în, în această băutură energizantă? Ginseng, schisandra și ginsengul siberian. Toate sunt plante adaptagene, sunt plante bine cunoscute în medicina chinezească, în medicina tradițională, care combat anxietatea, care combat stresul celular, care susțin imunitatea, care întăresc, de exemplu, ginsengul siberian întărește sistemul osteoarticular și are proprietăți antistres, antiîmbătrânire, antioxidante, antiinflamatorii. Deci, practic, avem două componente. Avem efect de energie imediată furnizat de cafeina în cantitate mică și de guarana, care sunt ingrediente naturali, care este ingredient natural foarte popular, și efect de lungă durată obținut prin acest amestec de plante adaptagene și complexul ADX 7, care este acest amestec brevetat de plante adaptagene și de nutrienți, pe care un cercetător le-a pus la dispoziția companiei noastre și care a ajutat echipa olimpică a Rusiei să câștige medalii, să se mobilizeze și să câștige medalii. Practic, avem, și îmi place mie să fac această figură de stil față de un energizant obișnuit care se compune ca un bici pe spinarea unui cal obosit, fapt, este cel care se comportă ca o mână de fân proaspăt pentru a hrăni și a oferi energie unui cal obosit. Ca să înțelegem foarte clar care este diferența dintre cele două. Așa că putem să avem o primăvară liniștită, să putem spune cu zâmbetul pe buze și să întâmpinăm natura regenerată cu bine în această primăvară. Eu vă mulțumesc! Să nu uitați că săptămâna aceasta avem și prânz forever de lifestyle și beauty. În această săptămână vom vorbi despre partea de sport, cu beneficiile sale, ce anume să luăm acum când începem să facem sport. Chiar am primit zilele trecute un mesaj de la cineva dintre dumneavoastră care spunea că s-a apucat să alerge și că e cam scârție articulațiile, ce să ia și ce să facă ca să ieșim din starea asta de amorțeală. Cam așa, să vedem acum secțiunea de întrebări.